Salutare tuturor și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! M-am întors cu forțe noi, așa că astăzi m-am pus pe treabă și am pregătit acest delicios desert. Este un desert extrem de ușor de pregătit și foarte bun. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum pregătim acest delicios desert. Pentru început vom avea nevoie de o foaie de foietaș. Dacă doriți să faceți mai multe, folosiți două foi de foietaș. Vom tăia foietajul în triunghiuri, așa cum vedeți că procedez eu în imagine. Am tăiat tot aluatul, vom lua o bucată din aluat, un triunghi, și vom rula. Vom forma un cornuleț. Și le vom da deoparte până vom termina toate triunghiurile. După care vom lua un cornuleț și îl vom turti. Dacă vedeți că se lipește, puneți puțină făină. Așa trebuie să arate. Le vom așeza în tava cuptorului tapetată cu hârtie de copt și vom continua la fel și cu celelalte. Următorul pas, vom presăra zahăr pudră. După ce am presărat zahăr, vom pune deasupra hârtie de copt și o greutate. Și o vom da la cuptor timp de 25 de minute la 200 de grade Celsius, dar atenție mare, depinde de fiecare cuptor. Cornulețele noastre turtite sunt gata, uitați cât de bine arată. Acum le vom lăsa să se răcească bine și pregătim crema. Pentru cremă vom folosi 200 ml frișcă lichidă foarte fierbinte, o lingură plină de praline de alune și o lingură brânză Philadelphia și mixăm. Eu nu voi adăuga zahăr pentru că pasta de praline este dulce. Crema este gata, acum doar le vom umple. Așa cum vedeți că procedez eu în imagine. Este o metodă simplă și rapidă. Deasupra vom pune cealaltă parte și le vom pune pe un platou și vom continua până le vom termina. Le-am umplut pe toate, acum le vom da la frigider și ne vom ocupa de decor. Pentru decor vom topi pe baie de aburi 125 de grame ciocolată neagră cu 54% cacao. Vom mai adăuga și două linguri de ulei. Ciocolata o puteți topi și la cuptorul cu microunde. Până se topește ciocolata, vom mărunți alune prăjite. Le vom folosi pentru decor. Am mărunțit și alunele, le vom da deoparte. Am topit și ciocolata, o vom lăsa puțin să se răcească, după care vom începe să decorăm fiecare prăjitură în parte. Așa cum vedeți că procedez eu. Vom da prin ciocolată, le vom pune pe hârtie de copt, după care le vom decora cu alune prăjite. Puteți să folosiți și nucă, fistic sau ceea ce vă place mai mult. Le vom da la frigider să se întărească ciocolata.